Direcția de Sănătate Publică Suceava a primit confirmarea de la Institutul Cantacuzino că a început circulația virusului gripaș pe teritoriul județului Suceava. Prima probă recoltată de la un pacient în vârstă de 47 de ani, diagnosticat cu gripă, a relevat prezența virusului gripal de tip B. În județ, conform raportărilor efectuate de medicii de familie, se înregistrează și o oarecare creștere a numărului de cazuri de gripă diagnosticate clinic, fenomen considerat de noi normal în această perioadă a anului. Menționez că pacienții internați și cei cu forme mai grave de boală, niciunul dintre ei nu a fost vaccinat antigripal. În total, în județul Suceava, în intervalul 12-18 ianuarie, au fost înregistrate 1763 de cazuri de gripă diagnosticată clinic. 59 de bolnavi au necesitat internare. Medicii insistă asupra folosirii metodelor de prevenție. Nu este târziu nici pentru vaccinarea antigripală. Nu este foarte târziu, ținând cont că organismul are nevoie de circa 2 săptămâni pentru a-și fabrica anticorpii. Sigur, dacă mai există vaccin antigripal la vreun cabinet al vreunui medic de familie, noi recomandăm să fie efectuat în continuare. Sau să recuperăm din farmacie. Sigur. Important este ca populația să respecte însă și celelalte mijloace de prevenire a acestei afecțiuni. Pe primul loc eu aș pune autoizolarea la domiciliu. Persoana care știe, simte că ar fi afectată de gripă, de o viroză respiratorie, este bine ca încă din primele ore să se izoleze de ceilalți membri ai familiei, dar și să evite intrarea în colectivități. Sigur, este obligatorie prezentarea la medic, medicul fiind singurul care poate aprecia stadiul bolii și tratamentul corespunzător. Și apoi metodele ar fi cunoscute, cu atenție la modul în care se strănută, se tușește, folosirea batistelor de unică utilizare și spălatul pe mâini. Gripa este o boală infecțioasă acută a căilor respiratorii, foarte contagioasă, cauzată de virusul gripal A sau B, care apare în izbucniri epidemice de severitate variată aproape în fiecare iarnă. Adesea gripa este confundată cu virozele banale, guturaiul, foarte frecvente la copil, mai ales în sezonul rece. Debutul este brusc, uneori brutal, cu frisoane, febră 39-40 de grade Celsius, dureri musculare, dureri de cap intense, oboseală, dureri la nivelul globilor oculari, caracteristice pentru gripă, catarna nazal cu senzație de nas înfundat, tuse uscată, inapetență, adică lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, chiar diaree.